Salutare, dragii mei! Faceți cunoștință cu noua presă de ulei Ioda. Până de curând, nu mi-a trecut prin cap că pot face ulei presat la rece la mine în casă, fără alți aditivi sau conservanți, ce prelungesc viața uleiului și fac ca acesta să nu rânceazească. Uleiul este un aliment foarte important, eu îl folosesc zilnic în bucătăria mea și de aceea mi se pare extrem, extrem de important ca el să fie natural, proaspăt și curat. Presa are 7 programe prestabilite, pentru arahide, susan, rapiță, in, nuci și programul mix pentru atunci când avem un ingredient care nu se regăsește în această listă. Resturile expulzate sunt atât de uscate, încât vă garantez că nu le puteți folosi la nimic altceva. Mașina se stinge singură atunci când simte că nu mai are nimic de presat. Uleiul rezultat nu este un ulei limpede așa cum ne-am obișnuit, însă acest lucru este cât se poate de normal și firesc. Dacă îl lăsăm puțin, sedimentele se vor depune pe fundul borcanului și uleiul va putea fi strecurat ulterior. Presa se curăță neașteptat de ușor, iar ăsta este un lucru care m-a impresionat. Însă aveți grijă, nu treceți la curățare decât după ce presa s-a răcit complet, altfel există risc de ardere. Recomand să păstrați uleiul în sticluțe închise la culoare, preferabil în frigider, ca să nu râncezească. Poftă mare!